Ia, uite că mi-am adus aminte că n-am apucat să vorbim, că da, dacă tot am fost. Bă, ce părere ai, mă, neamintică, mă, de sinner ăla care se îl prinde o pat și nu pățește nimica și pe Halep 2 ani o distrug. Voi, ori uitați, ori vă faceți că uitați. Măi, nu știi că la tine mă gândeam. Mă, noi suntem în România, mă, ce v-am spus. Dacă Halep nu era româncă, nu lua o lună de suspendare, mă. Da? Dacă era americancă, nu lua o lună, da, americancă, da. Nu lua o zi. Da, o și premiau. O și premiau. Ce da. Vorbiți? Nu lua la păsineră ăla să nu-l, să nu-l suspenzi o zi. Nu-l suspenzi, bă, vezi de treabă. Asta este, asta cu dopajul, este o tâmpenie, mă. Mă, tu, ține minte ce spun eu. Iei un medicament da? Pentru răceală. Și este dopaj. Păi sunteți sănătoși la cap. Până de la CFR Cluj, care l-au curățat, i-au dat nu știu câte etape, ăla săracul și-a luat... Nu, Matei de la Sepsi. Matei de la Sepsi și-a luat și el un medicament de răceală. Păi dacă iei un medicament, te duci în farmacie și ceri un medicament. Și a treia zi îți face testul. Bineînțeles că ești da, pozitiv. Halep, ce să zică neamitică? Că au distrus viața. E româncă, mă. Nu ne bagă nimeni în seamă, mă. Suntem nimeni pe pământul ăsta, mă. De asta trebuie să luptăm, să facem o strânsură, că dacă ai bani pe toată fața pământului, nu contează că ești român. Dacă ai bani, atunci ești băgat în seamă. Uite, pe Siriac e respectat peste tot în lume. Nu mai contează că e român. De ce e respectat în lume? Are bani. Are bani. Uh-huh. Are avionul lui, n-are nevoie de nimeni. Uh-huh. Și mi-a plăcut și ce declarație a dat, că averea lui o împarte la toți copiii în mod egal. Bravo lui. Uh-huh. Bravo. Halep, ce să mai zică? Ce ar trebui să facă Halep? Să muncească și să revină, că încă e tânără și are 32 de ani. Dar tu ce făceai în locul lui Halep dacă vedeai și după aia îl vedeai pe ăla că nu i-a dat o zi? Bă, n-ai ce să faci. Adoptam tactica mersului pe blat. Ce să faci? Da și înghiți. Dar nedreptate mare, neamitică. Da, acum s-a văzut mai... Bă, acum s-a văzut cu adevărat. Băi, după timpul faraonilor până astăzi, da? În omenire, 90% nedreptate și 10% dreptate. După timpul faraonilor, înainte... Dar s-a văzut acum aprici? Acum s-a văzut că au vrut să o distrugă cu Sinner acum, cu cazul ăsta? Bineînțeles, da? Bineînțeles. Ce, au vrut să o termine, a? Bineînțeles. A? Că era româncă. Au vrut să o scoată din tenis, da, că practic asta s-a întâmplat, nu? Da, bineînțeles. Da. Da. Vezi că a apărut cazul ăsta, vezi cum e viața? Bă, o zi nu i-a dat lui ăsta. Mă auzi? Așa i-au făcut lui Halep. Uite așa i-au făcut, ne-am zis. Simona, Simon, hai. Aia e niște nenorociți. A? Aia e niște nenorociți. Da. Hai bă că mai